Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Iată cum vine progresul și la Poșta Română din Republica Fantastică România. Vine... Păi, transport alternativ. Vine cu CFR-ul. Vine în cetișor. Băi, vine. Direcțiunea plănuiește să le cumpere poștașilor biciclete electrice. O mie pentru început, ca să le facă viața mai ușoară și deplasările mai simple. Și în același timp să crească eficiența serviciilor poștale, cel puțin în privința distribuției. Bicicletele alea electrice sunt foarte mișto, dar din păcate sunt cam scumpe. Da, practic asta le lipsea. Acum când înțeleg de ce nu mergea treaba. Nu e adevărat. Băi, nu, te rog frumos, acum nu putem să luăm pe nu în brațe una, două, luăm pe nu în brațe. Să le ia biciclete electrice de alea mai robuste, foarte bună treabă. Mai ții minte când, cum se cheamă alea de mergi pe două roți, te lași în față și... Alea sunt... Segway. Da. Mai ții minte când le luau la polițiștii din centru vechi, acum foarte mulți ani. Practic asta le lipsea, de asta nu era ordine și disciplină, că n-aveau Segway. Nu era rea ideea cu Segway, problema că încurcă pavajul, că alea acum sunt pentru lumea civilizată, segway-urile, și trebuie să fie cât de cât drept pe jos, cum ar veni. În România nu merge, adică trebuie să le ia motociclete de alea enduro. Și acum zici că bicicletele sunt electrice, le lipseau. Da, eu aș zice că da. Eu aș spune, eu cred că este o veste bună, așa am crezut, până am aflat că, de fapt, cei cărora le este destinată modernizarea sunt, de fapt, foarte nemulțumiți. Ai văzut? Deci poștașii par să nu fie foarte... Încântați, e normal. Păi fi. Odată că achiziția se face fără consultarea angajaților, anunță Sindicatul Lucrătorilor Poștali. Ok. Deci pe ei nu i-a întrebat dacă vor biciclete electrice, ei nu vor. Așa rezultă. Vreți progres? Sindicatul susține că din cauza acestei modernizări s-ar putea ca unii poștași să fie dați afară. Ceea ce, evident, nu bucură pe nimeni dintre angajați. Adică, na. Care ar fi problema? Deci fiți atenți, în norma zilnică a unui factor poștal, scrie Economedia, citând surse de la Poștă evident, sunt incluse numărul livrărilor și distanța parcursă. Și e luată în calcul o viteză medie de deplasare de 4 km pe oră. Deci cum merge poștașul pe jos? Ce? Bă, 4 km pe oră nu e puțin. Nu e puțin, dar trebuie să te gândești că mai fugești de câini. Deci așa, da, recuperează. O meserie foarte grea. Da. N-am, serios, adică n-ai treabă, te apuci, umbli prin sat, fugi de câini, alea, nenorocire, plouă, căldură, arșiță, serios, acum, fără nicio glumă. E o meserie grea și am tot respectul. Dar, deci, număr de livrări și distanță cu o viteză medie de deplasare de 4 km pe oră. Ce se întâmplă când îi dai o bicicletă electrică? Bicicleta electrică ar permite creșterea vitezei de deplasare și implicit un număr mai mare de livrări. Deci mai puține angajați, pentru că numărul de livrări nu crește așa peste noapte, înțelegi? Da. Da. Aia merge foarte repede. Iată, bun, trebuie să și oprești din când în când. Există și risc de accident. Da. Deci mai multă eficiență, mai puține angajați, mai multe livrări, mai multă eficiență, ceea ce cumva pare să ne mulțumească sindicatul, care e îngrijorat, printre altele, și de, citez, iminența pierderii unui număr semnificativ de locuri de muncă din rândul agenților poștali, al factorilor, oficiantelor, diriginților, lucrătorilor din tranzit, în urma introducerii unor posibile automatizări. Adică, tot respectul pentru poștași, pentru angajații din oficii, repet, știm că muncesc mult, greu, în condiții nu întotdeauna bune, dar zău că nu pot fi luate în serios argumentele că nu vrem să ne modernizăm pentru că astfel unii o să plece acasă. Și că automatizarea, uite ce, atunci ne împotrivim, că dacă se automatizează, păi, ce să-i face altfel? Dacă mai trece omul de la Playvaz și Indigo, mai trecem și la imprimantă cu ace pentru început matricială, după care... Coace au. Lasă, mai scanăm și cu codul de bare, adică mai modernizăm. Asta e lumea, pentru că atunci, adică potrivit principiului sindicatului, să dezautomatizăm tot. Ca să nu fie nimeni în pericol de pierderea locului de muncă din cauza creșterii eficienței. Ba chiar aș zice să revenim la distribuirea poștei cu calul și șareta. Că astfel vor fi angajați suplimentari oameni. La grajduri. Grăjdari, potcovari. Ce-o mai fi necăruțași de ăștia de repară căruțe? Nu știu, habar n-am, ce-o mai fi necesar pe lângă cai? Și măgari, că na, asta e. Deci, na. Interesant de remarcat, aș zice, și de unde vin problemele astea noi, Compania Națională Poșta Română, citesc din Economedia. Societate de stat cu 24.000 de angajanți este condusă interimar de un domn pe nume Valentin Ștefan, director general adjunct. Este, citesc, manager care anterior a lucrat în privat la companii precum Morgan Stanley.
Deci asta e problema. Uite, vezi, modernizarea a început... Cine e, domnule, Morgan ăsta? Morgan Stanley? Da. Sunt niște tipi care se ocupă inclusiv cu evaluări și audituri de eficientizare a unor companii. Deci de aici, aici a fost greșeala, cum prima modernizare nasoală acolo s-a făcut. L-a luat pe ăsta care a lucrat la Morgan Stanley. Aici au greșit. Aici a fost greșeală, dar să știi că partidul a mai rezolvat astfel de probleme. Adică oricare pare. Partidul care e la putere, oricând. S-a mai prins din când în când că sunt astfel de erori și le-a corectat destul de repede. Eu zic să se miște repede, că dacă apucă omul ăsta să bage și cod de bare la Poșta Română, s-a terminat. Să știi că au cod de bare. Băi, nenorocire. Cred. Dacă... Crezi? Cred că au. N-au? Da. Avea. Auzi, eu ca te vorbesc de biciclete și crezi că... Au, mă. Când ai fost ultima oară la poștă? Am fost. Bună ziua, doamne, foarte drăguțe de la... Am primit un așa acasă. Da, și, să știi că se întâmplă. Da. Înțelegi? Asta la... fac și îl caut manual. Nu, la mine în sat acolo, să știi că sunt niște doamne foarte amabile, dânsele știu unde este fiecare colet, n-au nevoie de cod de bare și găsesc imediat totul, aproape imediat. Mă rog, trebuie să aștepți un pic, dar se găsește, practic. Hai că ții cu ele. Până la urmă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.